În școlile din Bacău și județ învață începând din acest an și elevi stranieri. După ce au studiat ani de zile în țări precum Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie, chiar și state mai exotice, cum ar fi Republica Sud-Africană, s-au întors acasă cu părinții și au decis să-și continue cursurile tot aici. Numărul lor este din ce în ce mai mare. Dacă anul trecut erau în jur de 150 de astfel de elevi, anul acesta au cerut înscrierea 210 elevi stranieri. În anul școlar 2013-2014 sunt 210 elevi care au solicitat echivalarea studiilor efectuate în străinătate și înscrierea în unitățile de învățământ din județul Bacău. Doi elevi din Siria au solicitat echivalarea bacalaureatului. Un elev este din Republica Africa de Sud, 85 de elevi din Spania, 120 din Italia și 2 din Grecia, a declarat profesorul Claudia Merticariu, inspector școlar. Fetița din Republica Africa de Sud este la noi în școală, înscrisă în clasa a 5-a. S-a acomodat foarte bine, are deja prieteni printre colegi, vorbește limba franceză cu un ușor dialect chiar. Sperăm să meargă bine în continuare, noi facem toate eforturile să nu simtă că este printre străini, a declarat profesorul Gabriela Manole de la școala Mihai Drăgan. Pentru început, elevii stranierilor au statut de auditori. Sunt trecuți în catalog în creion până la aprobarea dosarelor de către Ministerul Educației. Nu primesc note, nu sunt ascultați, doar participă la ore și încearcă să se acomodeze cu exigențele școlii românești. Procedura de înregistrare a unui astfel de dosar este destul de greoaie. Dosarul este trimis la Ministerul Educației, la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din București. Trebuie prezentate, printre altele, foaia matriculă în original de la școala unde aceștia au studiat pentru toți ani, traduceri legalizate după aceste documente și copii după pașaport și după certificatul de naștere al copilului. În general, elevii rămân în unitatea școlară unde au fost acceptați după aprobarea dosarului.